Astăzi era zi de leafă pentru dascălii gorjenii. Unii dintre ei au rămas însă cu conturile goale după ce sumele de pe actele întocmite nu bat cu cele virate de minister. Mai sunt unități școlare care, având acel spor de condiții vătămătoare, inclus pe statul de plată, li se va amâna probabil până pe luni marți achitarea drepturilor salariale pe luna decembrie. Sindicaliștii susțin că Ministerul Educației se joacă cu banii dascălilor. Nu numai că refuză să dea o hârtie oficială prin care să spună clar dacă sporurile sunt sau nu ilegale, însă a și umblat la data de salariu. Problemele datează de la începutul anului 2017, probleme pe care Ministerul Educației nu au vrut ca să le rezolve. Totul depindea de apariția unui regulament de sporuri și nu avea niciun interes ca să elaboreze acest regulament de sporuri, pentru că în urma apariției lui ar fi trebuit să recunoască și să plătească aceste sporuri. Vă dați seama, oamenii vin după o vacanță, după sărbătorile de iarnă, când cheltuielile au fost, bineînțeles, mai substanțiale. În plus, s-a modificat data de primire a salariilor, deci înainte primeam salariile între 5 și 15 ale lunii, acum Ministerul Educației a fost repartizat ca să plătească în data de 14. Deci, oricum, profesorii așteptau acești bani, dar iată că se lasă așteptați. Nu se știe dacă vor avea bani ca să ajungă la școli, începând de luni, neplătindu-li se salariile. Că știm foarte bine că cei care fac naveta lasă câte 3-400 de lei pe lună doar să meargă la școală. Începând de anul acesta, Ministerul Educației a luat locul administrațiilor publice și a devenit ordonatorul principal de credite.